Iașul va răsuna la sfârșitul acestei săptămâni de colindători și urători veniți din mai multe colțuri ale țării la cea de-a 54-a ediție a Festivalului Folcloric de Datin și Obiceiuri de Iarnă. Mult așteptatul eveniment va avea loc sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 11, pe Esplanada Palace din Iași, în zona Teatrului Luceafărul. Înainte de spectacolul propriu zis, va avea loc și o paradă a celor 21 de alaiuri participante, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, din fața Casei de Cultură a Studenților, și până la Palatul Culturii. Anul acesta avem invitate 21 de ansambluri. Acum făceam desfășurarea, o să fie un spectacol destul de lung, așa ni l-am dorit. Se va desfășura pe Esplanada Palace, undeva în zona Teatrului Luceafăru. Va fi amplasată o scenă pe care vor evolua toate ansamblurile. Vom începe la ora 11 și 30 de minute, fiind spectacol precedat de parada care va începe în orei 10:30, care va pleca din fața Casei Studenților înspre Palatul Culturii, pe Ștefan cel Mare, așa cum s-au obișnuit oamenii în fiecare an să se vadă. Din anul ăsta suntem bucuroși că putem să organizăm față de anul trecut, când din cauza pandemiei nu s-a putut organiza parada. La festival vor participa și alaiuri din comunele apropiate Pașcaniului, precum ansamblul de la Miroslovești, Plugușorul cu Felinar din Tătăruși sau Obiceiuri de Iarnă din Oboroceni, Heleșteni. Vor fi prezentate și tradiții din zona Hârlăului, de la Pârcovaci, Scobinți și Deleni. Alaiuri frumoase și spectaculoase în Iași. Sunt invitat căiuții și verdecii de la Fântânele, Cerbul de la Pârcovaci și cel de la Oboroceni, Heleșteni. Minunat ansamblu de la Miroslovești, acela amplu și frumos, pe care îl așteaptă toată lumea. Cerbul și Ursul de la Scobinți, Ticlăria și Bădeni Ursul. Colindătorii de la Tătăruși, cu Plugușorul cu Felinar și nu numai. Au niște copii foarte frumoși acolo care colindă foarte bine. Tot din afara Iașului vin căiuții de la Tudora Botoșani, iar din Iași, pentru prima dată, vine alaiul de la Balș cu mascați specifici zonei, cu acel păr lung, foarte spectaculos și mi-au plăcut foarte mult. De la Coarnele Caprei, iarăși, pentru prima dată la noi, și după foarte multă vreme, Corăgheasca din Deleni are un alai frumos care a fost invitat anul acesta. Din celelalte zone ale țării sunt așteptați să vină la Iași colindători din Bistrița Năsăud, din Maramureș, Suceava, Vaslui, Republica Moldova, sau mult așteptații urși de la Comănești. Sunt invitați colindătorii de la Monor, care tot așa sunt obișnuiți ai acestui festival. Toată lumea îi așteaptă și apreciază de regulă. Cei de la Pobănești, colindătorii cu un repertoriu minunat de colinde. Avem invitați din Suceava, de la Vama și de la Adurna Candrenilor, din Ciocănești, la fel, din Suceava, din Maramureș, din Sighetul Marmației, un alai care se cheamă Dor Moroșan, foarte frumos și acesta. De la Vaslui ne vine alaiul din Cosnești. Din afara țării, din Republica Moldova, un alai de colindători de la Bălți.
și, desigur, cei mai așteptați ori și de la Comănești. De precizat este faptul că festivalul de la Iași dă startul manifestărilor de acest gen din întreg județul.